Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Pești, astăzi vom face Pești pentru săptămâna 28 august 3 septembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propriul dumneavoastră sistem de valori și credințe și prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem Pești. Săptămâna 28 august, 3 septembrie, dragul meu Pește, să vedem ce te așteaptă în această săptămână. Ce ar putea să vină? Au un cavaler de monede și puterea. Frumos, vine cu putere o persoană în viața voastră. Să vedem. 3 de monede, 8 de bastoane, justiția și cavalerul de cupe la capătul setului de cărți. Wow, aveți asul de cupe, dragilor. Dragii mei Pești, frumoasă această săptămână, foarte frumoasă. Aici primiți o veste. Cineva vă aduce cupa cu iubire, vă caută cineva repede, la începutul săptămânii, poate foarte repede. Primiți un mesaj, o invitație. Se deschide o nouă eră pentru pasiune, pentru iubire, pentru frumusețe. Aici vine o persoană în viața voastră și vine cu adevăr, vine cu putere. Poate este acest cavaler care a venit mai greu, acest cavaler de monede este cel mai stabil din tot tarotul, dar vine greu. Întâi trebuie să-și termine cu trecutul, cu tot ce are el de făcut și vine vindecat. Vine o persoană care a trecut și ea prin niște greutăți, dar care le-a încheiat și acum decide să vă caute, să vină. Și vine repede. Poate este de la serviciu, poate este o persoană din cercul vostru de prieteni sau un prieten al prietenilor. Aici vine corect. Se transformă, se schimbă ceva în viața voastră radical în această săptămână. Aici justiția este cu spatele, privește la minunea de pe cer, sabia este înfiptă în pământ, aici un fluture mare, se transformă ceva, se schimbă ceva radical în viața voastră începând cu această săptămână. Vă reinventați, aici scoateți această resursă frumoasă, puterea, sunteți mai puternici decât credeți, vă reinventați aici și datorită acestui lucru vă creșteți vibrația. Și atunci în viața voastră încep să apară persoane benefice, pe aceeași vibrație cu voi. Aici mergeți către infinit, este un soare mare pe cer, această zână a îmblânzit leul, știți ce aveți de făcut, întreaga săptămână este încununată de asul de cupe. Aici începe o nouă pasiune, o iubire cu o persoană în zodie de pământ sau cu o persoană în zodie de apă. Sau poate fi chiar leu persoana, taur, fecioară, capricorn sau pești ca voi, scorpion sau rac. Aici ați plecat, dragilor, dintr-o situație care nu v-a mai adus niciun fel de beneficiu. Ați plecat cu, poate aveți copii sau doar cu sufletul vostru. Ați plecat cu această cupă a voastră, cu sufletul vostru. Nu o mai oferiți oricui, oricând, cupa de iubire din sufletul vostru. O oferiți acelei persoane care merită și știți cum să faceți acest lucru. Aici aveți Marea Preoteasă și Nebunul. Marea Preoteasă a așteptat momentul divin pentru a accesa această relație divină. Este un început fantastic în iubire. Este o etalare de iubire aici
și de reinventare. Aici vă reinventați, v-ați făcut foarte bine lecțiile. Ați învățat tot ce aveți nevoie pentru ca sufletul vostru acum să-l protejați. Această doamnă pleacă spre ape mai clare, mai curate, fără să o alunge nimeni. Decideți să vă rupeți de un trecut care nu v-a adus poate multe beneficii, dar din care ați învățat multe lucruri. Sunteți înțelepți, sunteți persoane înțelepte. Vă luați cupa cu iubire înapoi și mergeți spre un tărâm necunoscut, dar în care știți sigur că veți întâlni fericirea supremă. După se vede 10 de cupe. Spre asta vă îndreptați, dragilor, spre 10 cupe pline de iubire, doi oameni care se îmbrățișează, se iubesc, deasupra un curcubeu, este fericire deplină, este iubirea supremă. 10 și 9 de cupe. Spre asta vă îndreptați în această săptămână. Plecați, vă rupeți de trecut și bine faceți, pentru că sunteți vindecați. Sunteți persoane care v-ați vindecat sufletul de o ruptură, de o traumă, de un abandon. Întreaga citire este încununată de asul de cupe. Începuturi benefice în iubire aici. Cu putere, cu speranță, cu sinceritate. Persoana care intră vine cu claritate, cu sănătate. Vine frumos, cu respect și cu multă, multă iubire. Este multă corectitudine în această etalare. Vine sănătos, sunteți vindecați, persoane vindecate. Frumos, felicitări! Ați lăsat traumele trecutului și ați închis acele karme, ați închis acel trecut și v-ați reinventat. Acest fluture zboară. Zboară, a ieșit din cocon, s-a transformat, metamorfoza s-a încheiat, sabia a fost înfiptă în pământ, s-a încheiat orice război, orice... Nu mai dați niciun război cu nimeni, nici conflict mental, nici cu alții. Doriți să fiți bine, fericiți și mergeți către acest 10 de cupe. Mergeți către fericirea supremă și bine faceți, cu pași mici, încet, dar sigur. Mergeți către un final fericit. Aici aveți iubire divină. Vine, dragilor, această persoană este trimisă de sus. Acest cavaler care vine pe un cal alb sau pe un cal negru, veți vedea, vine cu multă pasiune. Aici are o cupă de oferit, aici are o monedă de oferit. Este pe toate planurile, vine această persoană, o să vă fie bine în orice aspect al vieții voastre alături de această persoană. Este minunat ce se întâmplă, iubire divină. Aici e o fericire deplină. Este tot ca acest 10 de cupe. Aveți 10 de cupe, asul de cupe și iubire divină. Această persoană vine să vă împlinească. Este fericirea supremă. Haideți să vedem și de aici o carte. Foarte frumos pentru pești. O etalare de iubire. Vine o iubire. O iubire nouă, o iubire frumoasă. Poate veni și o persoană din trecut cu care ați fost doar prieteni sau este o persoană nouă, cum am spus, în zodie de pământ, în zodie de apă sau leu. Frumos! Vine repede, vă trimite un mesaj, o invitație, vă face o invitație. Aici vă spune că sunteți exact în locul în care trebuie să fiți. Ați ajuns exact la momentul care trebuie. Este momentul, timpul divin pentru această iubire divină, dragilor. Mergeți către lumi necunoscute, către locuri necunoscute. Nu ați experimentat până acum acest fel de iubire pură, liberă, care este constructivă, care aduce acest 10 de cupe. 10 de cupe este iubirea ideală la care toată lumea visează și care se întâmplă odată în viață. Aici vine această iubire, vine acest om. Femeie, bărbat, dumneavoastră știți și vă îndreptați către o lume nouă, colorată, curcubeică, multă iubire, multă pasiune,
ești exact unde trebuie să fii, ai ajuns la locul în care trebuie să fii, este momentul pentru această iubire divină, această iubire care să vă împlinească total. Foarte frumos pentru pești. Săptămâna 28 august, 3 septembrie va aduce lumină, iubire, speranță, în primul rând vindecare sufletească. Sunteți aici persoane care v-ați vindecat, ați lăsat un trecut în care ați plâns și mergeți, ați înfipt sabia, securea războiului. Dragilor, dacă aveți o întrebare la care nu găsiți răspuns, haideți să întrebăm cărțile. Vă rog să vă adresați acum această întrebare. Să întrebăm și acest set de cărți, să vedem dacă vă poate ghida. Într-un an de acum încolo, la orice v-ați gândit, soluția așa are rezolvarea într-un an de acum încolo. Ești pregătit, trebuie să faci pași ca acest lucru, această persoană, acest moment la care voi v-ați gândit să se întâmple. Vă spune Universul că ești pregătit, poate să fie mai repede de un an. Dar în timpul ăsta trebuie să faci niște pași. Orice vreți, orice, la orice întrebare ați avut, la orice v-ați gândit, Universul vă transmite că sunteți gata. Iar într-un an de acum încolo, sau chiar mai puțin, minunea se întâmplă. Nu știu la ce v-ați gândit voi. Asta v-au transmis cărțile. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!